țara, Inspectoratul pentru situații de urgență Giurgiu susține pentru al treilea an consecutiv cel mai mare proiect de implicare socială din țară, Let's Do It Romania. Aproape 100 de pompieri de la detașamentul din municipiu, dar și de la cele din județ, se vor implica sâmbătă de Ziua Curățeniei Naționale în acțiunea de colectare a deșeurilor. Inspectoratul pentru situații de urgență Vlașca județului Giurgiu se va alătura sâmbătă acțiunii Let's Do It România și vom participa cu voluntari, cadre ale Inspectoratului pentru situații de urgență în municipiul Giurgiu, pe secțiunea de la Podul Bizeț până în Portul Giurgiu, dar și în trei dintre localitățile unde noi avem detașament sau gardă de intervenție și mă refer aici la Bolintin Deal, la Ghimpați și la Roata de Jos. Invitației echipei județene Let's Do It România la Ziua Națională de Curățenie au răspuns mai multe instituții publice, printre care și inspectoratele de jandarm și poliție, prefectura, garda de mediu sau Consiliul Județean. În afara obiectivului evident, curățarea țării de deșeuri, proiectul are și o importantă componentă de educare și responsabilizare a populației în ceea ce privește grija față de mediul înconjurător.